Bună ziua! Salut! Am 33 de întrebări pentru tine. Ești gata? Da. Ok, să începem. Descrie-te folosind un personaj din miturile sau basmele populare. Harapam. Cine și cum ți-a influențat cursul vieții cel mai mult? Fratele meu. Cu ce te mândrești cel mai mult? Că sunt moldovean. Nație probivnaia, bă! Cea mai neplăcută parte a fazei pregătirilor pentru o competiție? Slăbirea, cred că. Ce ai schimba la regulile boxului? There they go. Now they're out in the center of the ring and they're mixing it up. Plenty. Da, e normal, parcă. De la ce mâncare nu te poți abține nicicum? Pasta. Talentul tău ascuns. De a dormi, cred. În ce circunstanțe te simți cel mai incomod? Atunci când sunt luat prin surprindere. Ce gânduri nu te lasă să adormi noaptea? Cred că, mai repet, cred că nu fac categoria gândul la mâncare. Ultimul compliment fals pe care l-ai făcut? Arăți bine. Frumoasă sunt noaptea când plouă. De cui? Plouă, domnișoar. Care e părerea ta despre bare knuckle fighting? Destul de ok. Okay. Cel mai amuzant fail pe care l-ai trăit în viața reală? O întâlnire cu colegii. Și ce s-a întâmplat? Cu ceva neplăcut. Mai multe detalii dacă se poate? Ne-am dus neodihnind, dar până la urmă am fost pus la lucru. Cea mai supraapreciată profesie din zilele noastre? Cred că procurorii. Your Honor, I object. Cel mai trist mesaj pe care l-ai primit vreodată? Nebă. Blonde sau brunete? Brunete. Blonde sau brună? Brună. Să mai dai o dată bacul, ori să te chinuie un țânțar o noapte întreagă? Mai dau o dată bacul. Dacă ai fi rapper, care ar fi numele tău de scenă? Doris. Ce vis al copilăriei așa și a rămas neîndeplinit? Cred că să plec la munte cu familia. Cel mai enervant sau ciudat lucru pe care l-a făcut vreun oaspete la tine acasă? A dormit. Cu ce te ocupi când ești singur acasă? Sau citesc sau privesc un film. Ți-a venit factura la gaz? Nu. O așteaptă. Cel mai scump obiect pe care l-ai stricat? Un ceas. Dacă și pe noi ne-ar îngropa ca pe faraoni cu diverse obiecte, tu ce ai loc cu tine? Da, atunci deam nu mai import. Moldova Export. Cred că n-am un lucru special. Ce figură de dans exersai în oglindă când erai copil? Eu și așa am fost dansator, dar anume figura nu o cunosc cum se numește. Poți o arăți? Da, las la urmă. Cum crezi? Ce va declanșa într-un final sfârșitul lumii? Cred că o pandemie globală. A, adică începutul. Asta de-abia începutul, da. Dintre toate tradițiile moldovenești, pe care ai anula-o definitiv dacă ai putea? Ridicarea la nuntă când încep să... Ridici bani. Pe cine nu ți-ai dori să vezi pe o plajă de nudiști? Mai bine să nu văd familia. Atunci... Bunica. Da, bunica. La următoarele întrebări răspunde doar cu da sau nu. Îți calci singur cămășile? Da. Ai șters vreo postare doar pentru că nu a luat multe like-uri? Da. Uneori nu răspunzi la telefon chiar dacă ești cu el în mână? Da. Dacă nu ar fi Facebook-ul, ai ști când să-ți feliciți prieteni cu ziua de naștere? Nu. Pe unele persoane pur și simplu nu poți să le suporți fără să ai un motiv clar. Da. Atât. Mulțumesc frumos. Mersi și vouă.